Se consideră ecuația x la a patra minus 5x la a treia plus ax pătrat minus 7x plus 2 egal cu 0 cu a mic un parametru real. Valoarea sumei sumă din 1 pe x, nu spune dacă asta sunt reale, imaginare, da, pentru i de la 1 la 4 este. Păi uitați ce fac. Pot să o fac cu relația lui Viet, asta metoda 1. De ce? Că sumă din 1 pe x înseamnă 1 pe x1 plus 1 pe x2 plus 1 pe x3 plus 1 pe x4, care înseamnă cine? Triplele produse x1, x2, x3 plus x1, x2, x4 plus x1, x3, x4 plus x2, x3, x4 pe tot produsul x1, x2, x3, x4. Da. Din relația lui Viet, triplele produse, ce înseamnă minus plus minus, minus minus 7 pe 1, iar quadruplul produs e minus plus minus plus, este 2 pe 1. Deci este 7 pe 2. 7 pe 2, răspuns corect E. A doua metodă însă, care e mult mai simplă, atenție! Dacă aveți 1 pe sumă din 1 pe x, facem substituția 1 pe x egal cu y. Păi, în acel moment, sumă din 1 pe x se va transforma în sumă din y. Cum fac? Înlocuiesc pe 1 pe x cu 1 pe y în ecuația noastră și vine 1 pe y la a patra minus 15, nu? Că de aici e așa, x egal cu 1 pe y, da? Minus 5 pe y la a treia plus a pe y pătrat minus 7 pe y plus 2 egal cu 0. Aduc la același numitor și îmi dă cine? 2y la a patra minus 7y la a treia plus ay pătrat minus 5y plus 1 egal cu 0. Deci observați transformările acestea x în 1 pe y înseamnă că îi citești pe ăștia de la coadă la cap, da? Cât e sumă din y? Minus b pe a, adică 7 pe 2, da? Și am terminat problema.